Ne-am întors în Antalya pentru repriza secundă a primului amical al Stelei din Turcia din această iarnă, cel cu Kavala, formație din Azerbaidjan, 0-0 după primele 45 de minute. Nu au fost 45 de minute strălucite pentru steliști, ba chiar unele în care Steaua a avut o prestație slabă. S-au făcut însă 4 schimbări la pauză în trupa lui Laurențiu Reghecamp. Rusescu e la locul lui Tănase, Adi Pop a intrat în locul lui Mihai Costea, Nicolici l-a schimbat pe Adi Rocea, iar Pârvulescu apare pe postul de fundaș stânga în locul lui Iasmin Latovlevici. Era nevoie de mai multă incisivitate în ofensivă. Steaua a dus foarte multe baloane în zona careului Azer, însă la finalizare nu a apărut nimeni. Au fost foarte multe neînțelegeri între jucătorii steliști în careul celor de la Kavala, de aceea au intrat poate Rusescu și Nicolici pentru mai multă forță, pentru mai multă incisivitate. Pe de altă parte, Latovlevici a jucat foarte bine în flancul stâng al apărării, însă este nevoie de minute și pentru Paul Pârvulescu. Iată-l în imagine pe fostul fundaș stânga al lui Gazmetan Media și practic transformat în fundaș stânga din extremă stânga. Asta și din cauza necesităților din lotul Stelei. Adi Popa intrat și el în repriza secundă. Au revenit pe teren și cei de la FC Kavala și echipa din Azerbaidjan va avea lovitura de start. Ușor, ușor vom descoperi dacă sunt schimbări și la Kavala. Deocamdată nu le observăm. Sunt cel puțin pe această parte de pe care se realizează transmisia meciului. Sunt aceiași jucători pe care i-am văzut și în prima repriză a confruntării. O pasă trimisă acum de Kelhar. Respinge Sukala. Cristi Pulhar, cel care repune de la margine pentru Dabo, a recuperat Adi Popa. Acum Nicolici rezistă masivul vârf muntenegrean, nu obține însă aruncarea de la margine dorită. Tot Pulhar aruncă de la margine pentru Mendy și a prelungit prea mult balonul. A respins pentru un moment Râpă, faultează apoi Bourceanu. L-a oprit regulamentar pe brazilianul Dodo. Nu pare să fie vreo modificare până acum la FC Kavala. Nu vedem vreun jucător nou față de prima repriză. Așadar, în continuare, Diego în poartă, Megara, Calaban, Kelhar și Pulhar în apărare, Jinko, Guluzade, Dodo, Victor Mendy, Abdullaev și Mustafa Dabo la mijloc și în atac, Chiricheș, o diagonală spre Adi Popa, cel care acoperă banda dreaptă. Kipciu a trecut în stânga. Pintilii pasează lui Adi Popa. Avansează extrema stelistă. Adi Popa cu o pasă în stânga la Kipciu. Kipciu. Pintilii spre același Kipciu. Șutul acesta este blocat. S-a și prăbușit ceptarul stelist. Iar Azerii pleacă pe contraatac prin Victor Mendy. În partea dreaptă este Abdullaev, capitanul lui Kavala, spre Dabo, reclamă penalti. Jucătorul Kavala, însă arbitrul lasă jocul să continue. În prima repriză, steliști au reclamat un penalti prin Kipciu, atacat de Emegara, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, deși nigerianul nu a atins, a atins întâi piciorul stelistului. A fost un șut al lui Kipciu acum, în brațele brazilianului Diego. Primul șut pe spațiul porții pentru Steaua din această repriză secundă.
E o primă tentativă a roșialbaștilor de a marca. În prima repriză nu au reușit lucruri nemaipomenite oamenii lui Regecamp. Trebuie ținut cont de faptul că este și primul amical din acest al doilea stagiu de pregătire. Oricum, în această repriză secundă vedem o formulă, cel puțin la mijloc și în atac, mult mai apropiată față de cea care va fi utilizată probabil în primul meci cu Ajax Amsterdam. Nicolić, în mod normal, titularul din centrul atacului, iar formula de 3 din spatele lui este alcătuită din Kipciu, Adi Popa și Rusescu în absența suspendatului Cristi Tănase. Un balon recuperat de Azeri, o pasă pentru Mendy, un exterior către Abdullaev, surprins însă în poziție de offside. Mult mai alert ritmul în această parte a doua. Steaua în posesia mingii prin Borceanu, mută jocul în partea stângă la Pervulescu. Pervulescu, Pintili, Kipciu acum, o pasă cam tare spre Nicolić, muntenegreanul însă întoarce pentru Rusescu. Rusescu trimite către Pârvulescu, vine centrarea pe jos, Kipciu trage cu stângul însă mult peste poartă. Vineri de la 20 este Steaua Sturm Graz, duminică de la 13 Steaua Dinamo Moscova. Până atunci însă, în această seară, de la 22, Real Madrid-Barcelona, primul El Clasico din 2013. De asemenea, pe Digi Sport 2 avem Arsenal-Liverpool, pe Digi Sport 3, Manchester United-Southampton. Ultimele amănunte înainte acestor confruntări pe site-ul nostru digisport.ro, tot acolo găsiți cele mai importante momente ale acestui joc amical dintre Steaua și Cabala. Intervine Mendy în fața lui Pintili. Mendy încearcă să-l blocheze, Suca la reușește pasa pentru Abdullaev. Abdullaev centrează, prinde Tătărușanu. Tătărușanu aruncă imediat pentru Kipciu. A respins din fața acestuia, însă Calaban. Este o seară plină de fotbal la Digisport, care, iată, a început la 7:30 și se va prelungi până în zorii zilei de mâine, pentru că de la ora 2 în această noapte este meciul din Copa Libertadores dintre Gremio Porto Alegre și Liga de Quito. Este returul play-off-ului din Copa Libertadores, cea mai importantă competiție din America Latină. Ține mingea în teren Adi Popa. Pasa lui Borceanu n-a fost reușită. L-a căutat în partea stângă pe Kipciu. Abdullaev acum, un gest tehnic frumos al lui Abdullaev, prelungește Guluzade, dar a trimis direct la adversar. Acum Steaua pe contraatac, avansează Chiricheș, pasă pentru Rusescu, șut peste poartă și peste gard al lui Raul Rusescu. Rămâne însă probabil jucătorul cu cel mai bun șut din afara careului din lotul Stelei. Nu și peste Gardoș a fost acest șut. Florin Gardoș este undeva în zona laterală a terenului, printre puținii jucători care încă nu au intrat pe teren. Mai sunt pe bancă Gardoș, Filip Prepeliță și portarul Cojocaru. Pulhac, blocat de Bourceanu. În prima repriză a fost un contact ceva mai dur între Cristi Pulhac și Mihai Costea. Pulhac s-a resimțit după ce a fost călcat de fotbalistul Stelei. Mendy primește balonul de la Dabo. Mendy reușește să păstreze mingea însă până la un punct. Borceanu verticalizează spre Raul Rusescu.
Se vede că are foarte multă încredere în el. Mereu când are mingea la 20-30 de metri de poartă, încearcă șutul. Ne aducem aminte de bijuteria de pe Parken Stadion din Copenhaga. Golul care a adus calificarea Stelei în primăvara europeană. Cornel Râpă. Râpă combină cu Adi Popa. Era însă superioritatea azerilor. 3 contra 2 au și câștigat jucătorii lui Ramiz Mamadov. O pasă a lui Emegara către Mendy. E puternic acest Mendy, cu siguranță. A fost faultat aici de Alexandru Burceanu. Mendy a fost o vreme jucătorului MS în Franța. A jucat în sezonul 2010-2011 la Bucaspor în Turcia. Spuneam în prima repriză care o partidă jucată și pentru naționala Senegalului. Kelhar pentru Emegara. Prestație bună pentru nigerian în prima repriză. Kirikesh, Pourceanu și acum Sucala îi trimite lui Râpă. Adi Popa este deposedat de Jinko. Mendy către același Jinko. Râpă și-a lăsat postul descoperit. Avansează Jinko. Vine acum centrarea lui Pulhac, foarte bună. Însă lovitura de cap a lui Dodonu a fost foarte puternică. S-a dus exact în brațele lui Tătărușanu. Au trecut 10 minute din această repriză a doua. Steaua în continuare la egalitate 0-0 cu FC Cabala. Până acum steliștii au marcat în toate cele 4 amicale de la începutul anului, în turneul din Spania de pe Costa del Sol. Au marcat cel puțin un gol. Acum aproape de gol a fost Pintili. Faza continuă cu Nikolić. Este blocat și muntenegreanul și azerii au reușit să îndepărteze pericolul. Ce ocazie a avut Mihai Pintili în debutul acestei reprize a doua, în minutul 55, practic cea mai importantă ocazie a Stelei, să spunem, în această partidă. O ocazie venită în urma unei erori mari în defensiva azerilor. Pasa venită la un adversar. Pintili și un reflex foarte frumos al lui Diego, portarul de 33 de ani al celor de la Cabala. Spuneam în prima repriză că a fost la Fluminense, a fost și jucătorul lui Atletico Paranaense. Recuperează Pourceanu într-o poziție bună, pasă pentru Rusescu. Putea devia balonul în poartă Alex Kipciu. Încearcă mai des poarta în repriza secundă steliștii, după ce au intrat Rusescu și Adi Popa. Aceasta este prima constatare după 10 minute de joc din repriza secundă. Steaua arată mult mai puternică în ofensivă, odată cu apariția lui Raul Rusescu, cel care luminează jocul Stelei în atac. Era și Tănase foarte bun în prima parte, însă să nu uităm că decarul stelist nu va putea juca la Amsterdam, fiind suspendat după cartonașul roșu primit la Copenhaga. Astfel că Laurențiu Reghe cam trebuie să gândească în perspectivă. Chiar dacă Tănase a fost cel mai bun în prima repriză, Steaua trebuie să învețe să se descurce și fără decarul său. Cel mai bun jucător practic în prima parte greșește aici. Borceanu nu a reușit conexiunea cu Pintili. A fost aici un offside în care a fost semnalizat Mustafa Dabo. Borceanu către Adi Popa, vine să învăluie și Râpă. Adi Popa preferă o pasă în centru către Pintili, revine mingea la Adi Popa, centrare exact în brațele lui Diego. Ataca azerii, primește mingea Abdulaev, pasă pentru Dabo,
Apo, din nou Abdulaev. Centrarea sa este blocată de Kirikesh. Este repunere de la margine pentru Kabala. Formație care, vorbeam despre acest lucru în prima parte a jocului, este pe locul 5 în Azerbaidjan. Este poziția pe care a terminat și în sezonul trecut. Nu este un nume mare în Azerbaidjan. Acum Mendy, balon respins de Tătărușanu. Până la urmă, singurul remarcat de până în acest moment de la Steaua. Au mai fost și câteva momente bune ale lui Tănase. Prima repriză, Pintili avansează steliștii. Pasa lui Pintili este una bună pentru Alexandru Kipciu. Kipciu ajunge la minge, așteaptă o centrare Rusescu și Nicolici. Kipciu ia acțiunea pe cont propriu. Au mai avut multe dueluri în prima repriză cu Emegara. Greșește pasa Pintilinu, vine din spate Pârvulescu și reușește să țină balonul în teren. Pârvulescu a depășit primul adversar, minge ajunge la Pintili. Rusescu, poziție bună, a încercat însă un dribbling în duelul cu Kelhar. L-am văzut mai devreme în imagine și pe Florin Gardoș, pregătit să intre pe teren. În ultimele 30 de minute, Steaua tot mai incisivă în atac. Pintili pentru Kipciu la marginea hareului. Kipciu încearcă o execuție pretențioasă, însă nu iese. Mingea a trecut peste poarta lui Diego. Mesajul lui Regecamp de pe margine era unul cât se poate de clar. De ce trebuie să te complici? Da, cred că făcea referire la faza de mai devreme când Rusescu a preferat un dribbling, deși avea poziție să șuteze spre poarta lui Diego de la marginea careului. De obicei, Rusescu nu stă pe gânduri înainte să șuteze. Faza de mai devreme e mai degrabă o excepție de la regulă. O pasă pentru Rusescu, mingea ajunge la Paul Pârvulescu. O preluare suspectă de Hens, centrarea era pentru Nicolici. Mingea ajunge la Popa, centrează în pullhack. Dodo greșește, Rusescu așteaptă, Râpă, îi trimite lui Adi Popa. Adi Popa din nou Râpă, centrarea lui Râpă blocată de Mendy. Deja careul celor de la Kabala seamănă cu un teren în plin bombardament. Va intra și Filip la Steaua. Iese Râpă. Intră și Prepeliță și Gardoș. Ultimii trei jucători de câmp aflați pe bancă. Prepeliță trece fundaș dreapta. Gardoș a luat locul lui Sucala. Iar Filip probabil că a intrat în locul unuia dintre cei doi mijlocași defensivi. Sunt schimbări și la Kabala. Iese Pulhac, cel care remarcam și în prima repriză are pe tricou numele Tarzin, numele unui alt jucător de la Kabala. Burceanu, avem confirmarea grafică, este jucătorul înlocuit cu Lucian. Filip Pârvulescu. Nu era Pârvulescu acolo, cel care a încercat să-și depășească adversarul prin dribbling, ci Kipciu Daboi. Trimite lui Mendy, este minutul 62. 0-0 continuare între Steaua și Kabala. Filip, nu se înțeleg steliștii, a așteptat prea mult Pârvulescu acel balon. Nu s-a dus în centru și a fost cât pe ce să recupereze azerii. Până la urmă au câștigat balonul oamenii lui Ramiz Mamadov. Kipciu în pressing asupra noului intrat în echipa azeră. Pe care îl vom descoperi curând. Dar numărul 8 însă nu apare pe lista primită înaintea partidei. A încercat să pătrundă aici Dabo. Nu a putut să-l depășească însă pe Kirikesh. Este minge pentru Steaua. Filip
omul care a colaborat cu Rechecam și la Concordia Chiajna, nu doar la Steaua. Unul dintre cei trei jucători care au făcut pasul în vara anului trecut de la Chiajna la Steaua. Da, Nicola Valentici, vedem cine a intrat în locul lui Pulhac. Ne ajută grafica realizată de colegii noștri din Antalya. Prepeliță înapoi către Gardoș și acum Vlad Chiricheș. A urcat în partea stângă și Pârvulescu, Chipciu, Rusescu, Filip. Chiricheș a preluat banderola de capitan după ieșirea lui Borceanu, nu mai este pe gazon nici Tănase. A intrat și Assis, jucătorul brazilian de care vă vorbea George în prima repriză. Assis, în mod normal, în locul lui Dodo, cel care i-a pus ceva probleme lui Râpă. Pintili, pasa lui Pintili este pentru Pârvulescu. Pârvulescu încearcă să pătrundă, urmărit de Abdulaev. Este corner în mod normal pentru Steaua. Și cred că n-a ieșit Dodo. Cred că Dodo a trecut mijlocaș dreapta în locul lui Abdulaev. Ia, e adevărat, Dodo este mijlocașul dreapta. O, ce șut aici a lui Pintili! Fără îndoială cel mai periculos stelist în această repriză a doua. Centrează Florin Gardoș. Mingea este recuperată de Megara. A trecut fundaș stânga după intrarea lui Valenti și ieșirea lui Cristi Pulhac. Iată-l pe Nicola Valentici față în față cu Alex Chipciu, nevoit să întoarcă la Abdulaev. Jocul se mută în partea stângă la Ifeanie Megara. Mutat pe postul pe care a jucat o bună bucată de timp în Liga 1, cel de fundaș stânga e Megara. Iată că Pulhac l-a avut rival în meciurile dintre Steaua și Dinamo pe Megara. Îl are probabil acum și pentru postul de fundaș stânga la Cabala. Valentici, fundașul dreapta, este, se pare, un fotbalist aflat în probe la Cabala. Privește sârbul Valentici. Centrarea sa este una însă foarte slabă. De fapt e foarte puternică, dar nu e precisă. Minutul 66, Steaua Cabala 0-0. Vă vorbea și Bogdan despre acest aspect. Până acum, în amicalele din 2013, Steaua a înscris de fiecare dată. A avut ocazii în repriza secundă, însă nu a știut să le concretizeze trupa lui Rechecamp. Tătărușanu probabil va încheia meciul pe teren. Pe banca Stelei mai este rezerva sa Cojocaru. Pasa lui Adi Popa pentru Prepeliță. A ajuns mingea în teren, însă a trimis-o exact în brațele lui Diego. A derajat brazilianul către un alt conațional. Este vorba de Dodo. A trecut de Pârvulescu și apoi a fost faultat de fundașul stânga stelist, care vede primul cartonaș galben din această seară. Și pe bună dreptate, faultul a fost unul tare. Lovitură liberă pentru Cabala. Sunt, se pare, mai buni azerii decât credeam, decât spunea cel puțin clasamentul din Azerbaidjan. Azerii au avut o echipă în grupele Europa League, este vorba de Neftchi Baku, acolo unde joacă doi foști fotbaliști din Liga 1, Canales, golgheterul campionatului din Azerbaidjan, fost atacant la CFR Cluj, și Giuliu Subei, fotbalistul care a evoluat pentru Universitatea Craiova. Să vedem ce va aduce această lovitură liberă
O execută asist cel mai scump jucător din istoria celor de la Kabala. Mendy și Daposu printre alții în careu. Asist prinde spațiul porții, dar prinde și Tătărușanu. Le pune imediat pentru Nicolic. Ingentoarsă către Pintilii. Rezistă în fața lui Jinko. Gardoș cu o diagonală spre Kipciu. Agață bine această minge în fața lui Dodo, însă faultează stelistul. Lovitură liberă pentru Kabala. Suntem la jumătatea reprizei a doua. 0-0 în continuare între Steaua și FC Kabala. Într-o singură partidă din turneul de la Marbella, Steaua nu a luat gol. În victoria în fața lui Dinamo Kiev cu 2-0 au înscris atunci Rusescu și Tănase. Acum foarte frumos scoate la margine Nicolici pentru Adi Popa. Adi Popa centrează, însă prin spatele porții. Ами, три азаца. Я вещи мёхта. Праздник Толгагай. Indicațiile lui Laurențiu Reghecamp le înțelegem pe cele omologului său de la Kabala. Deloc, absolut deloc. Da, interesant cu cine comunica în această limbă, pentru că la Kabala sunt foarte puțini jucători locali, să spunem. Majoritatea sunt stranieri. Diego Emegara, Calaban, Kelhar, Valentici, înlocuitorul lui Pulhac, Jinko, Dodo, Victor Mendy și Dabo. Doar Abdullaev și Guluzade sunt azeri. Abdullaev cred că a fost înlocuit ceva mai devreme, deci mesajul era doar pentru Guluzade. O pasă către Nicolici, prinde Diego. Are o carte de vizită interesantă, Diego. Ca portar trebuie să cauți diverse variante când nu ești titular la echipa ta. El a găsit o soluție, iată, în Azerbaidjan. O pasă pentru Mendy, pasă către Dodo, centrare, prinde însă Tătărușanu. Este, cred, singura veste bună de până în acest moment, faptul că Tătărușanu este un golkeeper în formă după ce nu a jucat în niciunul dintre cele patru meciuri amicale disputate de Steaua în Spania. Dar arată foarte multă siguranță Tătărușanu, intervenții precise care dau siguranță și apărătorilor din fața sa. Di Popa pentru Nicolic, protejează muntenegreanul, însă este deposedat de Ifeanie Megara. Repune de la margine Pârvulescu, minge către Rusescu. Rămâne balonul în posesia steliștilor. Kipciu, Rusescu, din nou Kipciu, blocat, minge ajunge cu noroc la Adi Popa, față în față cu Emegara, vine în ajutorul său și în prepeliță Adi Popa pasă pentru Filip. Filip pregătește șutul deviat de fundașul central Calaban și este corner pentru Steaua, minutul 72. Imediat după meci Digi Sport Special, în studio invitația lui Vali Moraru, sunt Ilie Dumitrescu și Radu Paraschivescu. Lovitură de colț pentru Steaua, pe care o execută Filip la prima bară. Balonul respins de Azer și este recuperat de Dodon. Încearcă să iasă pe contraatac. Excelent, se repliază Filip, însă mingea și-a făcut-o cam lungă și a fost deposedat în prima fază de Dabo. Acum prepeliță, pierde și el în fața lui Jinko. Vine contraatacul celor de la Kabala cu Jinko fiind deposedat. Chiricheș către Pintilii, verticalizează spre Nicolici, din nou Pintilii, acum Rusescu, Rusescu în fața golului, se opune însă din nou Diego,
Ce ocazie a avut Raul Rusescu, fără îndoială cea mai mare, cea mai importantă ocazie a Stelei, poate chiar mai mare decât cea lui Pintilii din minutul 55. Diego cu o nouă intervenție salvatoare pentru echipa sa. Pârvulescu apoi a faultat și risca să fie chiar eliminat, pentru că mare un galben tot asupra aceluiași Dodo. De această dată a căutat mingea Pârvulescu. Iată încă două schimbări la Cabala. Camana, atacantul francez de care vă vorbeam în prima repriză, este unul dintre fotbaliștii introduși. Celălalt este Alexandru Certoganov. A ieșit Dabo. Camana în locul său. Emegara, nigerianul trimite înapoi către Kelhar. Vine în pressing Nicolici, Adipopa îl atacă și el pe Megara. Ies bine însă din apărare cei de la Cabala. A ieșit Jinko și în locul său a intrat Camanan. Un sfert de oră până la final. 0-0 în continuare între Steaua și FC Cabala. Următoarea partidă a Stelei pe 1 februarie contra celor de la Sturm Graz. Pe 3 februarie este meciul contra lui Dinamo Moscova, echipa lui Dan Petrescu. O pasă în partea dreaptă acum la Adipopa, față în față cu Emegara. Adipopa în centru la Filip. Filip este atacat de Camanan, a încercat să intre în combinație cu Nicolici, nu a reușit. Au degajat Azeri spre Mendy, a fost însă un fault făcut asupra lui Vlad Chiricheș. Adi Popa acum. Popa. Continuă Popa, dar până la urmă pierde balonul în fața lui Assis, primește un alt brazilian, Dodo. Acesta trimite balonul către Camana. Mingea respinsă însă de Gardoș Pintili. Încă un sfert de oră din această partidă. Pintili pasă bună pentru Adi Popa, curge bine acest atac al Stelei. Adi Popa centrează pentru Nicolici. Nu este gol. E în schimb corner. Diego s-a opus golului. Încă o intervenție salvatoare a brazilianului Diego. Lovitură de colț pentru Steaua. Iată 6 jucători ai Stelei în careul celor de la Cabala. Să vedem riposta pe contraatac a zerilor cu Assis spre Mendy. O pasă verticală către Dodo. Tătărușanu intervine însă până la urmă. Cabala marchează prin Dodo. Steaua condusă de Cabala cu 1-0. Tătărușanu l-a blocat în prima fază pe brazilian. Mingea a fost respinsă de un fundaș al Stelei în decarul celor de la Cabala și iată Laurențiu Reghecamp pare destul de nemulțumit, deși nu arată. Iată foarte bine a verticalizat Mendy. Tătărușanu a ieșit la întâmpinare. Chiricheș a respins însă exact în direcția lui Dodo, care a îndeplinit o simplă formalitate. 1-0 pentru Cabala și acum Steaua va încerca să obțină măcar un rezultat de egalitate pe care l-ar merita. Acum s-a desfășurat mai ales a doua repriză, cu Steaua având 3 ocazii mari. Pintili, Rusescu și Nicolici au fost foarte aproape de gol, însă până în momentul ăsta au punctat cei de la Cabala. Recuperează din nou Azeri, contraatac, pasă pentru Mendy.
Mendy încearcă Pintilis să-l blocheze, nu reușește, pasa lui Mendy este pentru Assis, centrarea lui Assis la colțul lung, ratează intervenția Kirikes și balonul este ținut în joc de Valentici. Valentici, centrare blocată până la urmă de steliști. E repunere de la margine, credeam că va fi corner pentru Cabala. Valentici va repune de la margine pentru noul intrat Camanan. Acum Kirikes verticalizează Pintili către Adi Popa, declanșează sprintul Adi Popa, pătrunde în care este însă scot în margine de Megara. Nu are sprijin din partea niciunui coechipier Adi Popa și scoate doar o lovitură liberă, un corner mai scurt pentru Steaua. Foarte bine s-a apărat Megara, știu să-l scoată în afara careului, cât mai lateral pe Adi Popa, i-a diminuat clar opțiunile. Adi Popa doar a reușit să scoată o lovitură liberă, centrare care a dus mingea la Kipciu. Vine contraatacul celor de la Cabala, o pasă către Assis, iese Tătărușanu și foarte bine a reușit să-l jeneze ușor Pintili pe Assis, altfel Steaua putea să mai încaseze un gol. Cabala foarte periculoasă pe contraatac, Steaua încearcă să egaleze pe final, să obțină măcar un rezultat de egalitate. Peste 50 de minute în direct pe Digi Sport 1, este Real Madrid-Barcelona, primul episod din 2013 și vă putem furniza în acest moment primul 11 al Barcelonei. Este o informație oficială. Pinto, Alves, Piqué, Puyol, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Cesc, Fabregas, Pedro, Messi și Iniesta. Alte informații despre El Clasico în Digi Sport special imediat după meci. O ediție în care aveți reacțiile protagoniștilor acestui meci dintre Steaua și Cabala. Desigur, vorbim de protagoniștii de la Steaua și ultimele amănunte înainte de partida de pe Santiago Bernabeu. Nu e corner aici pentru Cabala. Mingea a fost atinsă de prepeliță după ce ieșise în afara terenului. Bravo, Sasha! Adi Popa spre Nikolić, minge recuperată de steliști, Pintili până la Pârvulescu, Kipciu. S-a stins ușor în această repriză a doua, când Steaua a atacat preponderent pe partea dreaptă. Adi Popa pentru Gusescu, trage din prima golgheterul Stelei, fără să se uite la poartă, însă a trimis pe lângă țintă. Noi revedem faza unicului gol marcat de Dodo. Ea, uspokoiți igru! Rajdarea lui Diego spre Mendy, a recuperat Gardoș, este ajutat și de Rusescu, din nou azerii periculoși, Assis, o minge trimisă către Dodo. Pârvulescu a fost atent aici, a strâns bine și a trimis cu pieptul spre Tătărușanu. Nikolić a fost faultat muntenegreanul. Lovitura liberă pentru Steaua, minutul 83, Adi Popa
cel care va executa, Laurențiu Reghe cam și Meme Stoica, singurii din staful Stelei care privesc în picioare finalul jocului din Antalya. Centrează Prepeliță. Tot Prepeliță a sărit la cap cu Asis, vine și Kipciu, balonul la Florin Gardoș, reclamă o lovitură stoperul Stelei. Adi Popa pasă spre Prepeliță, se grăbesc steliștii, timpul curge în defavoarea lor. Prepeliță scoate către Adi Popa, însă iată, azerii mereu creează superioritate în zona în care Steaua controlează balonul. Iată-l pe Mendy, nu a reușit să respingă foarte convingător Chiricheș până la urmă. Pârvulescu obține posesia pentru Steaua, însă Victor Mendy rămâne extrem de periculos. Bravo, Asis, bravo, bravo. Este felicitat lui rival Asis pentru ce a realizat până acum. Centrare pentru Rusescu, nu a reușit să ajungă în, la întâlnirea cu mingea, golgheterul Stelei. Acum Filip îl oprește prin faul pe același Victor Mendy. Lovitură liberă pentru Cabala. Kelhar a încercat o diagonală. Spre Dodo, Dejan Kelhar, un internațional sloven de 28 de ani, venit în 2012 de la Samsun Sport. A jucat și în Belgia la Cercle Bruges între 2009 și 2011. A evoluat și în Polonia la Legia Varșovia și în Israel la Hapoel Haifa și în Turcia la Samsun Spor. O nouă lovitură liberă pentru Steaua, minutul 87. Steaua ar fi la a treia înfrângere în 6 meciuri de pregătire. A mai obținut un succes și un egal. Adi Popa a faultat jocul, lăsat să continue de arbitru. Nicolic însă nu are ce să facă, avea în față trei adversari. Recuperează Gardoș, care pasează către Pârvulescu. Acum Pintilii, foarte combativ mijlocașul defensiv al Stelei, la fel ca și Borceanu. Pintilii însă a urcat și în ofensivă. A avut un consum de energie impresionant, însă rămâne în continuare tare pe poziții. Prepeliță trimite în dreapta spre Adi Popa. Cred că a ratat startul extrema Stelei, care pare să acuze și o ușoară
lovitură, cred, din partea lui Megara. Filip, Prepeliță, Adi Popa intră în centru, combină cu Rusescu, Adi Popa este însă blocat de Emegara. A citit foarte bine jocul Stelei, fundașul lateral nigerian, și când a jucat în dreapta și acum când încheie meciul ca apărător stânga, va mai face o schimbare și Ramiz Mamadov, va intra Urfan Abasov în locul lui Ifeani Emegara. Urfan Abasov, un jucător de doar 20 de ani, fundaș dreapta, evoluează la acest club din 2011. Practic este format la Kabala, o grupare fondată în 2005 cu, iată, nici 8 ani de existență, însă care s-a stabilizat în prima ligă azeră. A promovat încă din primul sezon, din eșalonul secund în elita fotbalului azer, cea mai bună clasare, locul 6 în 2008 și 2010, până la stagiunea precedentă când s-a poziționat pe locul 5. Florin Gardoș pentru Nicolici. Nicolici este atacat de Valentici, este fault în atac comis de muntenegrean. Am intrat în prelungirile jocului, nu mai este timp pentru nimic. Steaua pierde primul său meci din turneul de pregătire din Antalya, 0-1 în fața celor de la FC Kabala, locul 5 în prima ligă din Azerbaidjan. Autorul golului Dodo. Au fost și momente bune ale Stelei în această partidă, elemente pozitive. Cu siguranță Laurențiu Regecan va face și corecturile de rigoare pentru următorul joc contra lui Sturm Graz, transmis în direct de Digisport 1 pe 1 februarie. La Digisport urmează Vali Moraru și invitații săi la Digisport special, nu ratați la ora 22, primul clasico din 2013, Barcelona, Real Madrid-Barcelona de pe Santiago Bernabeu. George Dobre și Bogdan Socol vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Digisport, o seară excelentă, la revedere, pe curând! Semifinal.